Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la Matinal pe Roția. Am știri și în această dimineață și aș vrea să atrag atenția asupra unui trend, un nou trend îngrijorător, care începe să fie luat în serios de către adolescenții din România. Identificarea cu un animal, inclusiv în ceea ce privește comportamentul acestuia, devine tot mai populară printre tineri. O adolescentă din Arad s-a costumat în pisică și a plecat la plimbare prin parc. Aceasta a vrut să imite cât mai fidel comportamentul unei feline, așa că a atacat din senin un câine. Mieunând în patru labe, adolescenta a încercat să zgârie patrupedul, apoi s-a așezat pe iarbă și a început să-și lingă labele, cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles. Dacă mă întrebați pe mine, este efectiv de râsul plânsul și aș vrea să facem și noi un pic de haz, de necaz. Uite, eu, de exemplu, mă transform în pisică. Și vreau să vă spun că eu astăzi mă identific cu o plantă. Numai mâine nu-i poi mâine, ziua femeii ne bate la ușă, așa că astăzi vreau să fiu un trandafir. Și nu vă îngrijorați, nu o să mă vedeți prin parc îmbrăcată într-un costum cu spin, dar vă invit la Hunedoara, în pădurea de Ghiocei, pentru că, bineînțeles, o să vreau să fiu printre suratele mele și promit să nu înțep. Așadar, să vedem ce se întâmplă acolo. Platoul Vârtoapelor din Munții Orăștie, județul Hunedoara, își păstrează fața albă după topirea zăpezii. În urma iernii rămâne o pădure imaculată de ghiocei sălbatici. Sunt puțin diferiți de cei obișnuiți pentru că au petalele dantelate și cu vârful verde. 10 hectare cu flori vestesc sosirea primăverii în poiana cu ghiocei. Și dacă doriți să ajungeți acolo, trebuie să știți că se află la o drumeție de aproximativ 2 ore de Sarmizegetusa Regia. Mai mult decât atât, dacă vă plac poveștile, stați de vorbă cu locuitorii de acolo. Au de povestit multe legende cu zâne, cu sânziene, cu ele. Sună a colț de rai. Așa că, domnilor, dacă vi se pare banal să îi cumpărați flori doamnei, mai bine duceți doamna la flori, la Hunedoara. Mergem mai departe și în afara granițelor. Un bărbat din Germania a considerat că nimic nu este prea mult când vine vorba de prevenție. Acesta s-a ferit de COVID cu nici mai mult, nici mai puțin de 217 doze de vaccin. Și-a administrat o parte din ele acasă, oficial fiind înregistrate numai 134 de vaccinări. Din fericire, cercetătorii germani care au preluat cazul bărbatului nu au descoperit efecte secundare ale hipervaccinării și mai mult decât atât, germanul prezintă un număr mai mare de anticorpi decât persoanele care au primit 3 doze de vaccin. Aviz amatorilor, asta nu înseamnă că este valabil pentru toată lumea. Mergem mai departe cu informații din sport. Performanța nu are vârstă. 4 medalii de aur au obținut o notătoare în vârstă de 81 de ani din Cluj la campionatele mondiale de natație Masters de la Doha. Judith Meyer Oros a concurat pentru categoria 80-84 de ani și a câștigat probele de 50, 100 și 20 de metri brast, respectiv 400 de metri mixt. A stabilit 3 noi recorduri naționale cu această ocazie. Înotătoarea vine dintr-o familie cu tradiție în acest sport. Tatăl lui Judith a fost campion european, iar sora ei, campioană și ea, a stabilit 25 de recorduri mondiale la categoria ei de vârstă. Vă propun să vedem în continuare ce avem în calendarul zilei de 7 martie. În anul 321, duminica devine pentru prima oară zi liberă. Împăratul Constantin dă un decret care spune așa: toți judecătorii, orășenii și muncitorii trebuie să se odihnească în venerabila zi a soarelui. Mult mai târziu, în 1857, se naște neurologul și psihiatrul austriac Julius Wagner Jaureg. Acesta a primit premiul Nobel pentru descoperirea malaroterapiei. Principiul de bază implica inocularea malariei asupra pacienților bolnavi de sifilis. În mod paradoxal, febra indusă de malarie putea distruge bacteria care cauza sifilisul. Metoda nu se mai folosește în zilele noastre.
La 7 martie 1876, Alexander Graham Bell primește brevetul pentru primul dispozitiv capabil să emită și să recepționeze cuvintele rostite, adică telefonul. Lui trebuie să-i mulțumim pentru felul în care comunicăm astăzi unii cu ceilalți atât de ușor. În anul 1945 se naște scriitorul român Traian Tandin, cunoscut pentru romanele sale polițiste. Sursa de inspirație pentru Tandin a fost însăși cariera lui de ofițer criminalist în cadrul Inspectoratului General al Poliției. Atât pentru astăzi, ne revedem și mâine tot aici. Eu vă doresc o zi ușoară în continuare.